Bună ziua! Astăzi și mâine după amiază, Federația Română de Atletism vă invită să urmărim împreună cea de-a 68-a ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, Iolanda Balas-Söther, competiție considerată pe bună dreptate una din cele mai vechi din Europa. Așa cum deja știți, întrecerile se desfășurare pe stadionul din Complexul Sportiv Bucureștean, ce poartă numele singurei noastre dublu medaliate cu aurul olimpic, regretata Iolanda Balas-Söther. La cea de-a 68-a ediție participă reprezentanții, aceștia sunt din Bulgaria, 11 sportivi, Republica Moldova, 12 sportivi, Turcia și Ucraina, câte unul, și bineînțeles România. Se vor întrece 8 de atleți, 116 la feminin și 182 la masculin, într-un număr de 36 de probe, 18 cu 18, în concurs fiind înscrise 73 de cluburi sportive din țara noastră. Se află deja în desfășurare întrecerea de la aruncarea ciocanului, masculină. Vă vom ține la curent în curând cu rezultatele acolo. Aș vrea să subliniez că într-un efort deosebit, acest stadion care nu mai are dată, a trebuit să fie refăcut sectorul de sărituri și cel de aruncare a suliței și datorită unei firme, vă spun și numele că trebuie să văd, din Pitești, dar și cu concursul unor foști mari atleți români, deci firma se numește Invest Prospit, s-a putut realiza acest lucru într-un timp record, numai 4 zile, și sperăm să participanții la această ediție să aibă condiții favorabile să se poată concura la adevărata valoare. Din nefericire, este un vânt cam puternic aici pe stadion, dar nu vor influența negativ performanțele sportivilor noștri. Subliniez că sunt mai multe absențe notabile printre atleți. Sunt totuși niște absențe motivate, având în vedere că mulți dintre atleții noștri sunt angrenați în anumite meeting-uri internaționale care punctează calificările la jumătatea lunii august. Obiectivul principal, să nu uităm, este un an preolimpic în care sportivii se luptă și pentru obținerea calificărilor, standardelor olimpice. Se cunoaște faptul că obținerea biletului de participare la competițiile de mare anvergură se poate în două moduri. Prin obținerea standardului, baremului, sau prin acumularea de obiectivul să ocupe un loc cât mai în față în rankingul mondial. În ultima vreme, forurile internaționale reprezentative, și mă refer la European Athletics și la World Athletics, dau o mai mare importanță acestui al doilea criteriu. Și aceasta pentru că s-a observat că mai multe țări au raportat în ultima vreme, să zicem în fals, obținerea unor rezultate. Oficiale, atleții respectiv nu au fost în stare nici măcar să se apropie de performanțele acelea, aglomerând în acest fel nepermis concursul. Este și motivul pentru care baremurile actuale au devenit aproape de neatins, tocmai pentru a stimula
atleții să participe la competiții, meeting-uri internaționale, cât mai multe, pentru a acumula punctele necesare în Reiki. Ca și anul trecut, având în vedere că încă nu s-au șters urmele pandemiei, sunt o grămadă de competiții care au fost internaționale, care au fost reprogramate, așa că calendarul este cât se poate de aglomerat și, cum spuneam, obiectivul principal în acest an, pentru seniori, mă refer, este campionatul mondial de la Budapesta din a doua jumătate a lunii august. Totodată ne mai despart câteva zile, deci între 20 și 22 ianuarie va avea loc campionatul european pe în Silesia, în Polonia. Imediat în iulie sunt programate campionatele europene de pentru ca între 23-29 iulie să aibă loc din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European, cu toate că a avut loc și anul trecut. Deci sunt puțin date naționale. Acesta se desfășura totodată și Jocurile Francofone, ediția a noua, între 28 iulie și 8 august. În China, în Congo, ca și Jocurile Mondiale Universitare între 28 iulie 8 august în China. Campionatul european de junior mare, adică Under 20, va avea loc în Israel și, în fine, deci campionatul mondial de la Budapesta în aer liber al seniorilor între 19 și 24 august. Cursul de astăzi, după cum spuneam, deocamdată se desfășoară concursul de la aruncarea ciocanului, pentru ca de la 4 și jumătate să fie programată finala de la săritura cu prăjina, probă masculină. De la ora 17, deci 5, este programat proba de triplu salt feminin. Probele de tot de la 5, de la 17, de 100 metri garduri, seriile la feminin, normal, și de la 5 și un sfert proba de aruncare a discului, finala masculină. Dar între timp o să urmărim ce se întâmplă la aruncarea ciocanului. Și
vorbeam despre proba de aruncare a ciocanului la feminin. Din nefericire, cum vă spuneam, sunt câteva absențe notabile din lotul nostru, printre care campioana europeană în titlu de la aruncarea ciocanului, Bianca, fostă Perie Gerber, va participa la un meeting internațional și lipsește. În schimb, participă Bianca, o altă Bianca, Lazar Fazekas, de la CS Rapid. E printre favorite se numără și moldoveanca Zalina Margheva. E un nume cunoscut în lumea aruncătorilor. În același timp, la masculin, avem printre favoriți pe Mihăiță Micu de la CSM Vaslui. Avem și doi reprezentanți din Bulgaria, ca și mai tânărul, încă este tineret, Cristian Meheș de la CS Crișorada. Vă spuneam că a început și proba de săritură cu prăjina masculin. Aici o să fie destul de problematic pentru că, repet, bate un vânt foarte puternic aici pe stadion. Un pic să mă uit la formă să-i dea drum. În concursul de la săritura cu prăjina vreau să spun că există numai puțin de 4 concurenți din Bulgaria. Avem și noi 4 reprezentanți, dintre care Răzvan Doroftei este unul din cei mai cunoscuți de la CS Rapid București. Vă spuneam că este destul de periculos la săritura cu prăjina, pentru că sunt niște rafale destul de puternice de vânt. Altfel, este destul de, sunt destul de bune condițiile de concurs, în sensul că nu este foarte cald, numai că acest vânt cam le face probleme celor care concurează. În curând o să înceapă și proba de triplu sam feminin cu Florentina Iușco printre candidatele la podium. Se știe că Florentina face de obicei două probe, și cea de triplu sam, dar și cea de lungime. Este una din sportivele noastre de mare valoare din lotul olimpic. Și d-
Deocamdată sunt la încălzire.
Vă spuneam puțin mai devreme despre Florentina Iușco, fost Marincu. Ea este legitimată la CSM Deva și antrenată de profesorul Nicu Alexe. Este una din cele mai valoroase vedea. Ea este campioană mondială de cadeți și la lungime și la triplu în 2013. Este locul 3 la lungime în, la europenele de indoor din 2015, locul 8 în 2021 și tot 8 în 2019. A avut un locul 3 la Jocurile Mondiale Universitare, tot la lungime. Deci e una din cele mai cunoscute atlete din România. Ea are un personal best la triplu salt din anul 2020. Pe 20 mai, puțin mai devreme, tot pe acest stadion, și măsoară 13 și 46 de metri. Vă spuneam că deocamdată la triplu salt are loc încălzirea. În curând este programată și sunt programate și seriile de la 100 metri garduri. Fetele sunt în continuare la încălzire.
Vreau să adaug că la această a 68-a ediție, alături de probele care se desfășoară, există și 5 probe memoriale. Respectiv, e vorba, astăzi o să urmărim 4 dintre ele și mâine una. Deci este vorba de proba de 1500 feminin, unde va fi proba de 1500 metri feminin, deci Memorial Maria Cioncan. La finala de la disc feminin este Memorial Lia Manoliu. La înălțime masculin este Memorial Ioan Söter, iar la 3000 Memorial Ioan Puică. Pentru Memorial Iolanda Balas Söter. La cuvinte despre aceste memoriale, despre numele celor care din nefericire ne-au părăsit. Prima care va fi proba de 1500 metri feminin. Maria Cioncan a fost medaliată cu bronz în proba de 1500 la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, fiind antrenată de Ștefan Berescazi, și din nefericire un accident de mașină în Bulgaria în 2007, în 21 ianuarie, ne-a răpit-o. A rămas amintirea unei fete foarte muncitoare, deosebită, născută în comuna, localitatea Maieru din Bistrița Năsăud, o localitate cu mari tradiții românești, în care a văzut lumina zilei inclusiv Liviu Rebreanu. Urmează, deci, la aruncarea discului este un trofeu pe care îl oferă Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Este memorialul Lia Manoliu. Lia Manoliu, o somitate a atletismului mondial, născută în aprilie 1932, din nefericire decedată în 9. Ea a fost a avut bronz la Roma în 1960, Jocurile Olimpice de la Roma în 1960 și la Tokyo în 1964. A absolvit Facultatea de Energetică din cadrul Institutului Politehnic București. A fost participantă a 6 ediții a Jocurilor Olimpice, performanță pentru care a fost în Guinness Book ca record. Ea a fost ocupat funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român între 1990 și 1998. Este poate unul dintre motivele pentru care acest trofeu îl oferă Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Alt memorial care va fi programat tot astăzi este cel de la înălțime masculin, memorialul Ioan Söter. Ioan Söter a fost unul din cei mai renumiți săritori în înălțime, de 8 ori campion național, 14 recorduri naționale. În 1952 a fost primul român care a atins bariera de 2 metri. Vă amintiți că în acele vremuri se sărea cu foarfecă, pentru ca recordul personal să măsoare 2,05 metri. Foarte cunoscut ca antrenor. Deci, între 1954 și 1987, Ioan Söter a fost antrenor al Iolandei Balas Söter, cea mai cunoscută,
dar și al Viorica Viscopoleanu, care alături de cele două titluri olimpice cucerite de doamna Iolanda, a cucerit titlul olimpic la săritura în lungime la Ciudad de Mexico în 1968. În fine, tot astăzi se va desfășura memorialul de la 3000 metri obstacole Ioan Puică. O să vă spun câteva lucruri ulterior, pentru că deocamdată se dă startul la 100 metri garduri. Seria 1.
de seria de la 100 metri garduri a fost câștigată de către Daria Grigoriu de la CSU Reșița în 13:66. Urmează, se va da în curând startul la, în proba masculină de 110 metri garduri. În curând. De dimineață s-au desfășurat probele de 5.000 de metri. La feminin a câștigat Stella Ruto din, de la CS Dinamo în 16:03, urmată de sârbu Mădălina de la CS Răul în 16:59 și de Cristina Rut de la CSM Sfântul Gheorghe în 18:10. La masculin a câștigat Laviniu Chiș, fiind cronometrat 15:50. A început și proba de triplu salt feminin. Prima încercare a atletei de la CSM Bacău. Vrânceanu Adriana, 12,53 metri. La triplu salt urmează să sară Florentina Iușco. Este prima săritură, încearcă să găsească un moment în care să fie mai potolit vântul, bate în toate părțile, de altfel. De-aia așteaptă. Sunt rafale din nefericire. Așteaptă. Asta e. Adevărul că la aceste probe de sărituri vântul este foarte, foarte important. Te poate și nu numai încurca, dar dacă îți bate din față, categoric performanța e mult mai slabă. Ori acum bate
cam din toate părțile, și rafale, și din față. Nu cred că se va potoli foarte repede. Așa cum preconizam, vântul a încurcat-o destul de serios pe Florentina, deci prima ei încercare a măsurat 13 metri 29 de centimetri. Între timp am mai aflat ceva rezultate de pe la săritura cu prăjina. Vă spun că este foarte greu de coordonat cu privirea de tot ce se întâmplă pe stadion. Deci vântul face adevărate vagii pe aici. Deocamdată, deci la săritura cu prăjina, Gheorghiev și Rusanov, cei doi bulgari, au ieșit din concurs la 3 metri și 60 de centimetri, iar reprezentantul nostru de la CSS 1 Pajura București, Antoniu Cosmanciuc, a reușit din prima săritură 4 metri.
uitați un pic. S-a desfășurat prima serie de la 110 metri garduri, serie terminată cu victoria reprezentantului nostru, Alin Ionuț Anton, de la CSM Onești, care a fost cronometrat în 13 secunde 71. A fost câștigată de către Constanțeanu de la Faru Constanța, Alexandru Toader, care a fost cronometrat în 14:50.
a început lumea să îi facă curaj, elan. Sare a doua săritură, a doua încercare, Flori. Da, e nereușită a doua încercare a Florentinei la triplu salt. Da, v-am zis, vântul e foarte buclucaș. Între timp ne mai despart puține minute de startul serilor de la 100 metri plat femei. Deocamdată se află la încălzire.
În curând se va da startul la 100 de metri plat feminin. Se așteaptă pistolul de start. Start. Câștigă Marina Baboi în 11:84. Ea de altfel este favorita acestei probe, deocamdată în serie. Zile ea a dominat aceste probe de sprint la 100 de metri și 200 de metri, mai puțin anul trecut, când după o accidentare a trebuit să se recupereze și e bine că văd că anul acesta a început în forță. Ea este antrenată de către Doina Voinea și este legitimată la Gloria Buzău. Se dă startul în cea de-a doua serie de la 100 de metri plat feminin. În această a doua serie aleargă și Andreea Ogrăzeanu de la CSM Alexandria, o atletă care cu ani în urmă aducea mari satisfacții. Ea de data aceasta a câștigat Maria Bisericescu de la CS Rapid București, care a fost cronometrată în 11:92 de sutim. Prăjina
În aplauzele și încurajările dumneavoastră, Florentina Iușco a executat și a treia încercare, din nefericire tot depășită. V-am spus că este foarte greu cu aceste rafale de vânt pe care, mai ales la sărituri, este foarte greu să le controlezi și influențează foarte negativ încercările. La săritura cu prăjina, reprezentantul nostru Doroftei, de care v-am spus că cred că este printre favoriții acestei probe, Răzvan Doroftei de la CS Rapid, a sărit din prima încercare 4,50 m. Se află în plină desfășurare și proba de aruncare a discului masculin. Din nefericire pentru noi, nu-l vom putea vedea pe reprezentantul nostru, Alin Firfirică, în concursul de aici, pentru că el va concura într-un meeting internațional. V-am zis, este o perioadă în care sportivii concurează în meeting-uri care punctează foarte bine în ranking-ul internațional, asta contând și pentru campionatele mondiale din august, care este de altfel principal al acestui an, sezon sportiv, dar pe de altă parte, fiind și an preolimpic, toți încearcă să acumuleze cât mai multe în vederea participării la Jocurile Olimpice de la anul de la Paris.
prima serie de la 100 metri masculin s-a impus Marian Tănase de la CSM Constanța, care a fost cronometrat în 10:55-54 s-a arătat pe cronometru. Cea de-a doua serie preliminară de la 100 metri plat masculin s-a impus Petre Rezmiveș de la CSM Ploiești, care a fost cronometrat în 10:55. A venit foarte aproape de el Neagoe Ionuț de la CSM Slatina, 10:56, deci a fost aproape de fotofiniș. Thank you.